6. Scăderea populației ar trebui să aibă ca efect și scăderea reprezentanților acesteia. Numărul de consilieri locali nu va scădea, pentru că numărul de populație pentru cei 19 consilieri atâți cât sunt acum este între 20.001 și 50.000, deci nu va scădea. Presupun că din mandatul viitor, pentru că acum, în mod sigur, nu mai este timp pentru a se modifica legea administrației publice locale, probabil că se vor schimba aceste tranșe, având în vedere scăderea destul de serioasă a populației. Pentru că rezultatele finale ale recensământului le vor ști doar în al doilea semestru al anului viitor, numărul de consilieri la alegerile locale care se apropie se va stabili tot în baza recensământului din 2002. Vorbim de alegeri locale aici, în mod normal, legea 215/2001 spune foarte clar, datele se raportează la datele recensământului 2002 actualizat, el se face actualizat la fiecare de două ori pe an. Deci asta înseamnă că se vor lua după, se va raporta după ultimele date, asta din câte mi-amintesc eu, iulie anul trecut. Deci vorbim de alegeri locale. Iar la alegeri parlamentare, dacă nu se va modifica legea electorală, atunci se vor raporta după recensământul din 2002. Dar cu siguranță se va modifica și vor acele colegii se vor reactualiza. Noile date rezultate în urma recensământului din noiembrie 2011 vor fi folosite din vară în statisticile oficiale. Apoi, noile statistici vor fi utilizate de către toate instituțiile private și bugetare. Cele mai ample efecte ale scăderii populației vor fi resimțite în învățământ și în mediul editorial. Mai exact, toate hărțile, tabelele și manualele de geografie sau economie urmează a suporta modificări substanțiale.